Bun găsit, prieteni, Laurențiu Reghe Camp încearcă disperat să o scoată pe CS Universitatea Craiova din pasa proastă prin care trece și speră să se impună în fața voluntarului, echipă organizată și ambițioasă. Gustavo în poziție regulamentar. Vlădoiu centrează din prima, Găman! Excelentă intervenție de sub bară a lui Râmnicianu. Momentul în care calcă pe gleznă, tare, cade, de fapt, nu calcă. A căzut pe gleznă și a acuzat imediat dureri. Tamaș, interesantă schemă, toți așteptau șutul. El îi pasează lui Marcelo Lopez, Nemeț, bară! O fază cu care voluntarul a făcut șahmat apărarea Craiovei, dar bara îl ocrotește pe Mirko Piliaceli, Nemeț, aproape de primul lui gol la Ilfoveni. Ultimul gol înscris de Nemeț datează din aprilie. Alargă Nistor, ține mingea în joc. Trimite iarăși, periculos, balonul ajunge la Gustavo, Gustavo! Destul de periculos, prinde Râmnicianu, nu înțeleg cum s-a accidentat, probabil că a călcat strâmbul. Cred că a fost cea mai mare ocazie a Craiovei. Tamaș a respins până la Gustavo și probabil că a călcat strâmbul, altfel nu-mi explic problemele pe care le are Râmnicianu. Câmpano, Nistor, putea să șuteze, ei pasă lui Vlădoiu, Gustavo, prima intervenție în Liga 1 pentru tânărul portar al voluntarului, pentru Neacșu. Trece de rață, îi pasează lui Gustavo, din nou Nistor, Gustavo în marginea careului, Gustavo, gol al lui Gustavo, 1-0 pentru Universitatea, în minutul 50. Al doilea meci la rând în care Gustavo reușește să puncteze. Șutul n-a fost tare, dar a fost plasat. Începutul bun de repriză al oltenilor este recompensat de acest gol. Accidentările lui Râmnicianu și Tamaș cred că au dereglat serios sistemul defensiv. Bucuria lui Piliaceli, satisfacție și pentru Reghe Camp. Echipa lui a arătat bine în acest început de repriză și iată, reușește să marcheze. Câmpanu în careu, șutul lui Câmpanu, 2-0. Neacșu ia gol pe colțul scurt. 2-0, accidentarea lui Râmnicianu face diferența. Câmpanu nu mai înscrisese din martie, atunci când dădea golul victoriei în Cupa României cu Chindia. Iar în campionat n-a mai scris din februarie. Lupta atunci în succesul Craiovei în deplasare cu Poliași. Asta este gol clar de portar. Dacă la primul gol să zici că, mă rog, șutul a fost plasat, aici este vina tânărului Neacșu, da. Marković este o fază care îi convine, are singurul adversar în față, poate să treacă, îl depășește pe Achim. Aici a fost egoist. A căutat colțul lung, era mai simplu să încerci o pasă pentru Gustav.
Lumea l-aplaudă pentru că oricărui suporter îi plac fotbaliștii tehnici, așa cum este Marković. Gustavo, din nou Mateiu, sunt spații foarte mari între liniile voluntarului. Ilfovenii se expun la încă o acțiune a lui Marković. Marković, Neacșu reușește să respingă de această dată. Din nou Marković egoist, venea lansat Ofosu. E drept că a fost acțiunea lui, dar cred că Ofosu putea să dea mai bine de acolo. A doua ocazie ratată de Marković. Are nevoie de aceste parade tânărul Neacșu, care are pe conștiință cel puțin golul 2. Câmpano, foarte bine pe culoar și, dacă nu cumva este offside, nu, Marković înscrie până la urmă. Jovan Marković face 3-0. Minutul 92. Victorie reconfortantă pentru Oltenii. Din februarie, s-ar putea să-i fost offside, dar este o fază greu de imputat arbitrului. Dacă este, este un număr acolo în față, numai varul când va apărea, dacă va apărea vreodată, ar putea lămuri asemenea momente. Vă spuneam, Craiova a mai câștigat la 3 goluri din februarie, atunci când o bătea la Iași pe Politehnica cu 3-0. Și atunci Câmpanu se afla printre marcatori alături de Nistor și Ivan. 3-0, Craiova, Universitatea Craiova face o repriză secundă foarte bună. Voluntarul a arătat rău, dar este adevărat că a apărut și conjunctura celor două accidentări care au dereglat sistemul defensiv gândit de Liviu Ciobotariu. La pauză a fost obligat să-i schimbe pe Râmnicianu. În locul lui a intrat un portar complet lipsit de experiență, Neacșu.